Scandal cu împușcături în județul Dâmbovița. Doi localnici care munceau pe câmp s-au luat la ceartă cu mai mulți indivizi veniți la furat. Iar hoții ar fi reacționat violent în momentul în care au fost surprinși. Au sărit la bătaie cu topoarele. Unul dintre sătenii răniți este la spital în stare gravă. Primarul comunei, care este și proprietarul terenului, a fost implicat și el în această ceartă. A tras focuri de armă ca să se apere de indivizii agresivi. Scenele violente au avut loc ziua în amiaza mare într-un lan de porumb. Doi bărbați au văzut mai mulți indivizi veniți la furat. 14-15 aici. I-ați atenționat, i-ați avertizat. I-am avertizat. În momentul în care le-au cerut să plece, hoții ar fi sărit la bătaie. Ce i-a dat, tăișul sau tăișul? Două sau trei fucuri. Cred că nu cu tăișul, că dacă de-a dat tăișul, muchia cred că l-a văzut. Dar tot în cap l-a lovit. Da, în cap, piciorul. Unul dintre localnici, rănit grav, s-a prăbușit la pământ. Primarul comunei, care este proprietarul terenului, s-a întâlnit cu hoții chiar pe drum. M-am intersectat cu trei căruțe și o mașină. Am oprit să-i las să treacă și atunci au venit în viteză mare, agitând un topor, obiecte contundente, către mine. Ca să potolească spiritele, edilul a tras câteva focuri de armă în aer. M-am speriat foarte tare, doar eu cu încă o persoană, ea fiind... trei căruțe, patru căruțe. Moment în care eu, fiind deținător de un pistol cu bile, deci este vorba de un pistol cu bile, am tras două focuri sau trei focuri de avertisment în aer. Presupușii hoți au însă altă versiune. Spun că mergeau la tăiat de lemne în pădure, nu la furat de porumb. Neapărat, drumul nu ne-a lăsat să ne ducem la pădure. A tras cu glonțul, dacă nu ne feream și eu și băiatul și bărbată, ne lungeam într-o încăruță, dădeam noi în cap direct. Ba chiar îl acuză pe primar că a tras într-un cal. Uite așa cine i-a tras, uite așa. Acolo și mai are unul jos. Uite cine e jos. Deci de câte ori ai împușcat? De două ori. Cinci dintre indivizii implicați în scandal au fost prinși și duși la audieri, iar polițiștii au deschis un dosar penal. Muncitorul rănit cu toporul a fost transportat la Spitalul Floreasca din capitală și este în stare gravă. Planul roșu